Pe scurt, geleu de Coca-Cola. Deci, guys, eu cred că sunt ultimul om din lume care face acest lucru, dar oricum vreau să fac. Eu sunt YouTuber, corect? Corect. Așa că eu trebuie să fac Coca-Cola din gelatine. Eu am cumpărat Coca-Cola 05, mă iertați, dar am băut-o deja. Glumesc, am cumpărat și o Coca-Cola de 1,5 litri. Fuck, și eu de aici am băut. Dar oricum, din cea mai mare o să turnăm în sticla de 05. Mergem la bucătărie. Nou îmi trebuie, așa o cratiță, după turnăm toată Coca-Cola aici. Aruncăm gelantina, gelantina albă, gelantina o găsiți în orice magazin. După o să mâncăm Coca-Cola noastră. După îmi trebuie o lingură, un pic amisicăm ceea ce e în cratiță și așteptăm. Luăm o sticlă, facem câteva tăituri, după trebuie să lipim aceste crăpături. Dar eu am doar lipici de hârtie. Sper că o să meargă, am lipit sticla, gata, acum se poate de văzut ce e cu cola noastră. Nimic interesant, cred că trebuie să o punem cola un pic la fier. Deja a trecut mult timp. Gata, ajunge. Am luat cratița de pe aragaz, am aruncat spumă și acum trebuie să turnăm cola în sticlă. Deci sticla curge. Fuck. Acum trebuie să mergem să cumpărăm lipici normal pentru sticlă. Guys, am cumpărat lipici și încă o colă. Dacă nu o să meargă lipiciul, o să folosim o sticlă nouă. Da, uitați cum a devenit sticla veche de colă. Gata, folosim sticla nouă cu Coca-Cola. Turnăm Coca-Cola și așteptăm o zi până când cola n-a devenit geleu. Guys, a trecut deja o zi. Haideți să vedem ce s-a primit cu Coca-Cola noastră. Începem să tăiam sticla încet ușor, A ieșit ce geleu din sticlă. Da, Coca-Cola noastră nu e prea elastică, dar e gustoasă. E foarte gustoasă. Se poate de privit vreun film și să mănânc Coca-Cola din geleu. Guys, nu uitați să lăsați un like și subscribe la acest video. Dacă mai vreți un episod cu Coca-Cola, haideți să adunăm 10.000 de like-uri. Știu că putem. Prieteni, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în următorul video. Pe scurt, geleu de Coca-Cola. Miau.